Cum mă să zic ăștia că-s cea mai nepricepută polițistă? Da, lasă că am un sentiment bun cu cazul ăsta. Aolo, unde o fi asta, mă? În sfârșit! Bună ziua, haideți, vă rog eu frumos, intrați. Nu-i nevoie să vă descălțați, haideți să mergem în sufragerie, vă rog. Ok, haideți să trecem la subiect. Să mă prezint. Sunt agent Iarina Certărescu de la Brigada Furturi Calificate. Îmi pare bine, eu sunt Alex. V-am sunat pentru că aici a avut loc o... O crimă? Nu, o mare prostie. Mi-a intrat cineva, mi-a furat cheia de la mașină, după care mi-a furat mașina. A, doar un furt? Ok, lăsați-mă să-mi fac treaba. Desigur, vă stau la dispoziție cu orice. Ușa nu a suferit semne de forțare, asta înseamnă că a intrat pe balcon. Ați avut ușa de la balcon deschisă? Da, am lăsat-o deschisă cât am plecat până la magazin. Și ce ați luat de la magazin? Am luat apă și cafea, ce întrebare e asta? Aha, da. Lăsați, spuneți-mi unde a fost poziționată cheia. În dormitor, pe comodă. Ok. Lemn dulce, vanilie, șai, parfum. Așteptați puțin. Da, ce faceți? Asta explică multe. Vă rog să veniți cu mine în parcare. Desigur. Păi, mașina era aici. Aha, da, înțeleg. Am văzut tot ce era de văzut. Haideți sus. După dumneavoastră. Domnule Alexandru, eu cred că știu cine este făptașul. Mamă, dacă aflu cine e, nu știu ce-i fac. Îmi vreau mașina înapoi. Sigur vă vreți mașina înapoi? Nu cumva vreți cei 50.000 de euro pe care i-ați luat pe asigurare pentru că v-ați înscenat că a fost furată mașina? Ce? Nu știu despre ce vorbiți. Vă rog să luați loc. Promit că o să dureze foarte puțin. Dar... Haideți să facem relatarea faptelor. Hoțul s-a stabilit deja, dumneavoastră. Bun, deci, hoțul nu s-a chinuit deloc să intre în casă pentru că acesta se afla deja pe terasă. Nu recunosc nimic. Mi-am dat seama că sunteți dumneavoastră după mirosul de parfum, pentru că aceeași dâră încă plutește în aer. Ați menționat că ați fost după apă? Apă pe care n-ați fi putut să o beți în 35 de minute cât a avut loc fapta. Drept urmare, ați fost după cafea. Cafea care era aruncată lângă locul mașinii. În plus de toate, mi-am dat seama că un hoț ar fi plecat mult mai agitat de la locul faptei. Dar nu erau urme de roți acolo. Și să nu uităm de sistemul de parcare care se acționează prin telecomandă. Asta e o mare prostie. Eu nu înțeleg cum naiba te-ai prins că eu am fost. Vedeți robotul ăla? Ce? În timp ce furați cheia, robotul a început programul de curățenie, lucru pe care nu l-ați vrut pentru că voiați să nu se știe că este cineva în casă. Momentul în care a scos telefonul, ați intrat pe aplicația robotului și l-ați oprit, motiv pentru care robotul se află mult mai departe de stație decât trebuia. Doamne, bine mă bine, dar cu urmele aia de pe insulă ce era? Că eu tot nu înțeleg. Da, să știi că a fost extrem de ușor să aflu că așa zisa cheie n-a fost niciodată în dormitor. Știi, un burlac nu-și face curățenie foarte des. Și a fost extrem de ușor să văd urmele pe care le-ai lăsat atunci când ai tras cheia de pe insulă. Aolo. Așa că, dragule domn Alexandru, tocmai ați fost prins. Sursele mele mi-au spus că Iarina Certărescu este cel mai prost agent. Tu nu trebuia să rezolvi acest caz. Da, da, mi se zice des. Tocmai asta era ideea, o acoperire, ca nimeni să nu se aștepte să fiu deștept. Mamă, ce o să moară de ciudă colegii mei când o să le povestesc asta. Agent Certărescu, nu o să uit niciodată că ai făcut asta. Da, da, la secție cu tine. O să plătești pentru asta.